ceva. What the fuck? Du-te bă, dar aici, ce ziceți lăsat afară? Din nou cu nu coace, mă. Bă. A scăpat. Uite, uite, urmă ce face. Nu se începe să late. Hai. Salutare lucranicilor și bine v-am găsit la un nou vlog pe cel mai tare canal în devenire. Nick N&D sunt și astăzi mergem să vedem ce se mai întâmplă cu mașina în episodul numărul 2. Am dus-o la vopsi, de fapt n-am dus-o. Platforma a luat-o de la băieții cu fibra, după cum ați văzut. Nici măcar nu știu dacă a ajuns ok la vopsitorie. Mergem să vedem dacă băieții s-au apucat de ea și ce se întâmplă cu ea. Înainte să începem, nu uitați de... Stai mă că like n-ai cum să dai decât dacă ți-a plăcut la final. Da, na, mă rog, dați înainte like dacă vreți voi. Să nu uitați să vă abonați, să apăsați clopoțelul pentru a primi notificări de fiecare dată când urc un clip nou. Să mă urmăriți pe Instagram, Facebook și pe TikTok. Peste tot, Nick NND. Să nu mai lungim vorba, zic să îi dau drumul. Hai peste băieți acolo la vopsitorie, ja! Ok, haideți să vedem etapa cu numărul 2. Mergem să alegem vopseaua, să vedem cum se demontează, cum o va pregăti. Și așa mai departe. După cum mi-a scris foarte mulți dintre voi, va trebui să rămână galbenă. Așa că să alegem culoarea galben, dar să vedem că găsim neonul la care se stară noi. Așa, da? Salut, 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 cum trebuie să nu? M-am înțeles. Cred că să vedem la fel ca atunci când am pus-o pe platformă. Așteaptă să fie preparată 7 culori. Și crem, galben, ce-ar fi să lasă așa? Ar fi urât. Mă, să fie așa pe stradă. Este foarte, foarte înaltă acum. Este mult prea înaltă, pentru că noi am schimbat articulațiile. Urmează să punem articulația sport. Așa e, că e tractor. Deci, ce faci în prima fază? Păi prima fază de montat pe tată, ca da? Să nu se experie de vopseaua. Și să pregătim de vopsitare. Cantul ăsta. Să se vadă zi mai pronunțat. Da, da. De ce facem un număr mai scurt? Mergi la salut? Da, da, perfect. Ca să mai știi ceva. Acolo nu e problemă, o să oricum o să-i dăm parvizul jos. Oricum parvizul e spart. Da, oricum trebuie să înlocuim. Aici să ajungem la tablă, îi dăm cu soluție de lugină. Deci la nu e stres. Nu. Noi avem și la trapul ceva acolo. Și la trapul la fel, o să facem aceeași procedură. Deci o să iasă Gigi-a, băi. Dai să vezi. Băi, o să intre la finisat, pregătit, finisat, fuller și după aia vopsit. Singura mea rugăminte e să aveți grijă cu interiorul, să nu se gărie, să nu se judească plastic, știi ce zic, asta e singura. Înțeles că vrei să facem și muzică, nu? Îl luăm pe rând. Acum, nu știu, chiar la tine cât o să stai. Păi, cam 2-3 săptămâni trebuie să fie gata. Băi, ești nebun, de ce este pe stradă, 3 săptămâni? Avem mai multe etape, în afară de vopsit, o să ne ocupăm și de muzică. O să ne mai ocupăm și de zi Mariana, nu? Da, mai târziu, astea vor fi alte episoade. De fapt, o să avem mult de filmat de la Mariana. Stați prin zonă. Deci, oficial, a început treaba cu vopsitul. Și aici avem jumate plastic, jumate fibră, nu-i problema asta? A? Am înțeles că se dilată plasticul la căldură, nu știu cum, la vopsea. Mi-au zis băieții de la fibră să nu vopsim la temperaturi foarte ridicate. La uscare normală. Ok, bun. Suflă-mi ăla, că se pune praful și mai vede mic. Sau dai cu pistolul, au. Îi dai pe la distanță totul, da? Unde la bă? Dispare, poate să revii timp. Nu mă, bă! În aparat, în aparat. În aparat, ai mă, da. Obiectivul la aparat. Bă! Sunt aparat, mă. În aparat, se duce praf. Bun, hai să vedem ce culoare facem, nu? Mariana, mai ai la paleta de culoare. Așa parcă l-ai până acum, ai tu. Da, parcă în genul ăsta. Mie nu-mi place asta, că e prea... E mai mușitor așa. Da, nu e galben-galben. Cred că ceva din astea am ales. Ok,
E greu culoarea, bă, băiatul, eu și făcut o altă culoare, dar oamenii nu mă lasă, știi? Păi da... Oamenii mi-au scris pe Facebook, am postat câteva poze și am zis că nu, tot galbenul să păstrezi și același număr, eventual, și propusul. Nu vreți să schimbăm culoarea? Nope! N-are haz dacă nu-i galbenă. N-are haz, nu? Nu. Ok. Vezi? Păi e cam singura care seamănă cu originalul. Exact, da, 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 așa am zis, da. Și eu, că asta e, zici că e, da, original. Hai să vedem puțin până afară, să vedem cum de la lumina asta. Deci ar fi între... Mamă, ce sunt astea, frate, nu cred. Cum? Mie îmi plac și asta și asta. Ce frumoasă e ăsta. Dar și ăsta e mișto. Deci trebuie unul care să sară în ochi. Ăsta, ambele sară în ochi. Și ăsta și ăsta sară în ochi. Doar că ăsta e mai lucios și ăsta mi se pare că e puțin mai... Nu, uite, dacă dai, e la fel. Mi se pare că e mai șters, e mai șters. Da, exact, e mai șters. Acum nu știu cum îți place ție. Cât mai neon, să se vadă neon, ăsta e șters, nimeni nu știi. Ăsta e singur care dă mai spre neon. Atunci, nu ești pe ăsta. Ăsta e mișto. Cred că asta ar fi. Aia este cam... Nu? Da. Și eventual nu știu ce mai putem să băgăm cu lacul, dacă știu că mai merge ceva. Vorbim cu băieții. Da. Vedem ce ne poate. Nu, deci atunci merge pe ăsta, da? Sper să fie alegerea potrivită și să iasă așa cum trebuie pe mașină. Știți cum e? Una e pe un eșantion, celălalt e pe volum mai mare. Sper să dea bine. Mariana, ce ai la cuptor acum? Acum la cuptor... Ce se coace? Ce se coace? Oare poate vă ce se da? A, n-ai nimic integral, nu? Nu, n-am nimic. O să intre acum o super mașină. Deci mare grijă cu interiorul, cu mocheta, cu toate. Da. Te rog eu, da? Te rog eu frumos. Păi uite cum, ce, bă, Eugene, de ce ai pus ăsta? Ăsta mânjește haionul. Eugene. Care, uite-l, din 96 arată dacă îi dau o spălătură și că e nou. V-am zis să... Puneți voi o folie să, ca să avem grijă de interior. Băi, uite chiar, nu știu dacă să mai pun ăsta. Nu mă știu ceva. Ăsta să-l mai pun sus, soare. Radu, ia pune-l. Hai mă, că dă bine. Eu zic să-l pune. Să pun. Nu? Arată bine. Să vedem și tu, și are și stopul, avem și stopul ăla, știi? Ești foarte rar ăsta. Da. Ce am înțeles eu de la băieții cu fibra, ci că farul ăsta nu stă prea bine. Ăsta din dreapta, nu știu ce, trebuie reglat sau ceva. Da, uite, urechea ruptă. Da, 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 da. Vezi? Și ce facem? Jos, urechea jos. Așa. Degresăm foarte bine. Dure lipim la loc. Avem o metodă, adică gen lipim tot cu plastic, arată ca turnat. Ok, perfect, foarte tare. Chiar mașina mea, să vezi. Break muzical ce am făcut. E aici? E în curte, da. Ia să vedem. Stai să mă uit la uite, dacă vrei să te joci cu aia. Aaa, ce tare! Acum facem un experiment să vedeți cam care e vibrația basului. Deci dacă vreți muzică, căutați-l pe Radu. O să facem un Calibra. Deci, n-am înțeles, da? La Radu veniți pentru muzică, la Dani veniți pentru perne de aer. Perne de aer nu mi-aș pune, dar muzică nu. Muzică, prea ne-aș pune cum are Radu mașină, pentru că am avut și îmi face, în afară de faptul că îmi făcea părul cap așa, m-a spus să se dezmembra și vibra foarte tare. Radu are 23 de ani, eu am 28, deci mai pătrân cu 5 ani, nu mai am cum la vârsta asta, știi ce zic? Deși nu are până în 20 de ani, să vină la Radu. Așa că perne o să-mi pun să dorm mai bine la volan. Ja! Un abur corect de mere. Când ești să mai vii, uite că luată mea să-ți aveam. A fost copsit aici. Mamă, dar ce place copsul ăsta aici nebun, dacă vrea. Mazda MX-5. Hai să vă arăt, dă-i înapoi, dă-i înapoi. În toamnă arăta așa. Nu, dă-i băieră. Și îți dau poza de la bulgari, când am fost la un eveniment cu ea aici. Deci asta mi se pare senzațional. Bine, cred că da. Și de la lumini cumva, nu? Da, dar culoarea vezi că chiar se vede așa, adică e aceeași e culoare care se vede acolo, o să vede și realitatea dacă e curată mașina. Deci o să iasă beton, cea noastră. Ha, ha. Da, mi-a luat locul? E mașina pe noi, pune cărbitorile astea, nu? Da, bineînțeles. Păi, urmări, asta spune și mașina. Mi-a căzut muștucul pe care mi-a căzut. Bă, m-a relaxat atât de tare, mi-a căzut boss. Deci, iată-l. Așa o să facem. O să primesc de la Marian imagini, clipuri, video, ce se mai întâmplă între timp, ca să-l vin eu zi de zi, pentru 2-3 că. Ia-ți mă știu că ia-ți locul și ăsta pune-mi că mai vin după aici. Pune-mi bine, dar nu mai vin. Să-l lasă-mă că le iau în buzunar. Îl iau acasă, să știu. Sigur că e în locul.
Ne auzim după în etapa următoare. Sigur. Ai trecut cu 3 de dat. Salut, salut, salut. Bună vreau, băieți.